Cum să-l văd pe Dumnezeu ca tată iubitor, dacă eu n-am avut un tată pământesc bun și iubitor? Trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume imperfectă. Nimic nu este perfect pe acest pământ. Nici tu și nici eu nu suntem perfect. Și nici un tată nu este perfect. Eu mi-am dat toate silințele să fiu un tată bun, dar nu sunt perfect. Cu regret îmi amintesc de greșelile pe care le-am făcut în viața mea. Deci, nu este niciun tată perfect. Chiar și cel mai bun tată nu este perfect și face multe greșeli. Dumnezeu recunoaște că mulți oameni de pe pământ au avut experiențe urâte în copilăria și familia lor. Dar, totuși, trebuie să ne uităm în sus la Dumnezeu și să spunem, îți mulțumesc, Doamne, că tu ești tatăl meu. Nu te uita la tatăl tău pământesc ca exemplu. Să vă arăt ce a spus Isus în Matei, capitolul 7, versetul 11. Dacă voi, taților care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, Isus considera că fiecare tată este rău, nu numai al tău. Tu ai un tată rău? Dar Isus a spus că toți tații sunt răi. Și eu sunt de acord cu el. Nu sunt un tată așa de bun cum este Dumnezeu. Nici măcar 1% nu sunt așa de bun ca Dumnezeu. Nu, în niciun caz. Poate sunt mai bun decât altul, dar în comparație cu Dumnezeu sunt rău. De ce cred asta? Pentru că Isus a spus, voi care sunteți răi. Deci, el a inclus aici pe toți tații de pe pământ, nu numai pe al tău. Dragi frați și surori, toți tații sunt răi, inclusiv al tău. Dar, poate măcar te lasă să stai în casa lui și îți poartă de grijă pentru puțină vreme cu niște lucruri. Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Deci, dacă te poți gândi la un lucru bun pe care l-a făcut Tatăl tău, pe lângă alte un milion de lucruri rele pe care le-a făcut, măcar a făcut un lucru bun. Te-a adus pe această lume, dându-ți șansa să te naști din nou, să fii un copil al lui Dumnezeu, să ajungi în cer. Altfel, nici nu ai fi existat. Măcar pentru lucrul acesta, să îi mulțumești Tatălui tău, dacă pentru altceva nu ai pentru ce. Acum ai șansa să auzi Evanghelia. Altfel nu ai fi existat. Acum ai șansa să ajungi în cer pentru totdeauna. Deci, uită toate lucrurile rele pe care le-a făcut tatăl tău. Iartă-l. Este foarte important să îți ierți tatăl tău pământesc pentru tot ce a făcut. Pentru că tu ai făcut multe alte lucruri rele împotriva tatălui tău ceresc. Și spune... Doamne, ajută-mă să te cunosc ca Tată, care mă iubește, care îmi poartă de grijă și care nu mă părăsește niciodată. Cerei Duhului Sfânt să îți descopere acest lucru. În Romani, capitolul 8, spune că Duhul Sfânt vine și ne l descoperă pe Dumnezeu ca Tată. Romani 8, 15. Duhul Sfânt vine în noi și ne face să strigăm Ava, adică tăticule. Cerei Duhului Sfânt să te umple și să te facă să strigi privind spre cer tăticule este foarte important, pentru că mulți dintre voi trebuie să-L cunoașteți pe Tatăl din cer. Este un tată în cer pentru tine. Duhul Sfânt vrea să ți-l descopere. Permite-i să facă lucrul acesta. Isus a venit să ne-l descopere pe Tatăl Ceresc. Cuvântul Ava este un cuvânt evreiesc, pentru tătic. Dacă era tradus exact din ebraică, trebuia să sune astfel. Duhul Sfânt ne face să strigăm, tăticule, tată, Așa să-l privim pe Dumnezeu.